Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm să fim împreună la o seară de rugăciune, chiar dacă de data asta v-am găsit mai puțin în casa Domnului și lucrul ăsta nu mă bucură. Dar ne rugăm Domnului, cei care suntem aici, să ne dea Domnul binecuvântarea. Suntem aici pentru că vă iubim. Și nu numai de asta, că vă puteam iubi și de acasă. Și am promis când am plecat că ne rugăm pentru voi și am și făcut-o. Și ori de câte ori spun ca Pavel, ne aducem aminte de voi în rugăciunile mele, eu mă rog pentru adunarea aceasta și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Suntem în călătorie spre Austria, am vorbit cu niște frați din Viena să ne aștepte în seara asta niște prieteni să dormim la ei, dar nu m-am gândit la Speranța și la Oradea că o să ajung aici, dar când am fost ultima dată mi-am uitat ochelare la fratele Sorin. Și acum i-am spus, frate Sorin, dacă trec prin Oradea, vino, te rog, și adă-mi ochelare. Și de la ochelare, ei sunt în adunare, că el a spus, să-i dau ochelare, dar în adunare numai. Și ne-au primit la masă, ne-au găzduit obligatoriu pentru seara asta aici și au spus, vii cu noi la adunare și mă bucur că este așa. Am înțeles că dumneavoastră ați citit un cuvânt, ați avut ca text în seara aceasta din cartea 1 Împărați, capitolul 17, și ați auzit cuvântul care a fost citit. N-am venit cu o predică pregătită de aici, că n-am știut exact ce text aveți, și când s-a citit cuvântul, fratele Sorin mi-a spus mai înainte, când am ajuns în Oradea, de textul acesta, am fost tentat să vorbesc despre văduva aceasta care l-a primit pe Ilie în gazdă. Cândva am început o predică la Oradea, dar nu știu în care adunare, că eu ani și ani de zile, zeci de ani, n-am fost la nicio adunare din Oradea și anul ăsta am fost la câteva. Și am început acolo o predică într-o adunare și am luat trei văduve și le-am prezentat așa ca niște profesoare universitare care pot să ne dea câte o lecție de pocăință și care ele însăși au ajuns să trăiască în practică cu nota 10. Acolo mi-aduc aminte că am vorbit în Luca 18 de o văduvă care ne învață o lecție. O lecție simplă, dar trebuincioasă. Domnul le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. Și îi văduva aceea și judecătorul nedrept. Pilda din Luca 18. A doua văduvă la care m-am gândit eu e în Luca 21. O văduvă foarte săracă merge la templu și ultimii doi bănuți îi aruncă în visterie. Și de acolo eu am o predică despre dărnicie, dar și despre o dedicare totală, că Domnul spune că văduva asta a aruncat ultimii bănuți care îi mai avea. Deci ea acum se dedică total și depinde total de Dumnezeu. Iar a treia văduvă, despre care eu am pregătit o predică, îi văduva din Împărați 17 și am numit-o eu, după expresia lui Pavel din Romani 1:5, ascultarea credinței. Că Pavel spune ca să aduc neamurile la ascultarea credinței. Iar când vorbim de ascultarea credinței, pentru că credința are mai multe forme de manifestare, una e prin grai. Spune Pavel 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 13 în jos, fiindcă avem același duc de credință, am vorbit. Deci o formă de exprimare a credinței este prin vorbă, prin vocabularul nostru. Există mai multe exprimări ale credinței și ajungem la ascultare. Și Pavel spune că există o ascultare a credinței. Lecția asta ne-o învață văduva din Împărați 17, o văduvă care nu era din Israel, care nu-l cunoștea pe Ilie, n-avea tangență cu prorocii și cu prorociile Domnului, dar în momentul când Ilie îi vorbește și îi spune, viu este Domnul, adu-mi o turtă din mâna ta, ea îi spune, dar n-am decât un pumn de făină și un pic de unt de lemn, strâng niște lemne, fac o turtă, mănânc eu, fiul meu și murim. Și Ilie spune, da, du-te, fă așa, dar adu-mi mai întâi mie, căci așa vorbește Domnul,
Făina din oală nu va scădea, un de lemnul din urucior nu se va termina până când Domnul nu va da ploaie. Și culmea, văduva asta crede. Asta înseamnă că întâi să-i dai omul lui Dumnezeu, întâi să-i dăruiești lui Dumnezeu, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri Domnul ne le dă pe deasupra. Amin? Și credem asta? Și facem așa? Dacă am fi făcut așa, eu cred că am să vin odată într-o duminică dimineața la voi. Acum vă întreb că nu știu, adunarea asta se umple odată? Sau e foarte mare și ați făcut-o prin credință că se va umplea cândva? Păi dacă dumneavoastră aveți frați și surori membri în adunare și tineri care umple adunarea, iar la rugăciune sunteți așa puțini, nu știu cum rămâne cu versetul care tocmai l-am citat. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui. Eu mă laud cu frații mei, eu sunt dintr-un sat de la țară, din județul Suceava, un sat din Bucovina, depindem de pământ, crescători de animale, asta fac și eu. Și toată vara, la noi, și când plouă, și când e arșiță, și când e de lucru, și când nu e de lucru, adunarea, marța și joia, spline aproape ca duminica. Poate nu chiar ca duminica, acum mai avem copii pe timpul școlii, spre la școală, dar au fost seri de rugăciune când m-am uitat așa cu o bucurie răutăcioasă la o soră care o întârziat și noi avem o adunare așa lungă și o venit săraca soră de pe ultima bancă și o căutat un rând până pe prima bancă și n-o găsit și o trebuie să meargă în balcon și eu după amvon numai așa făceam. Slavă Domnul că n-are loc și trebuie să meargă în balcon. Deci la noi, frață și surorile, vin la rugăciune. Rămâne dar versetul acesta că n-am să predic de văduva asta. A fost așa ca o temă pentru predicatori. Versetul din Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția. Ilie spune, adă mai întâi mie. Tot ce face să dăm întâi Domnului și noi nu vom suferi. Să ne dea Domnul credința asta, amin? Acum, frații mei, m-am gândit să vorbesc ceva de prorocul Ilie, pentru că s-o citit de el. Și am intitulat eu mesajul meu, Omului Dumnezeu în vreme de criză. Inevitabil în viața noastră, în viața bisericii, în viața de familie, în viața privată, avem vremuri de criză. Ce facem noi în vreme de criză? Că atunci când ne merge bine, când frații ne laudă, ne apreciază, când toate ne sunt bune, suntem pocăiți. Dar în vremea când ne merge greu, când frații ne vorbesc de rău, când ne ocărăsc, când mă dea afară din servici, când mă îmbolnăvesc, când probleme apar în familie, când apar crize de un fel sau altul, cum trăiește omul lui Dumnezeu? Și mesajul meu din seara aceasta e tocmai de omul lui Dumnezeu în vreme de criză. Nu de mult am predicat despre o criză, tot materială, criza din Samaria. O foame teribilă în care un om care avea mulți bani a reușit să cumpere un cap de măgar și a scormonit în capul ăla de măgar și a mâncat nu știu ce și nu știu cât. Alții mai săraci vindeau găinați de porumbel, scrie în Scriptură, da? Citiți acolo în capitolul 6 și capitolul 7 din Împărați. Iar o femeie și-a ofert copilul și l-a mâncat, teribil. Și când femeia asta vine la împărat și spune, scapă-mă, domnul meu, cu ce vrei să te scapi? Cu rodul, teascul și agriul, ce ai pățit? M-am învoit cu vecina mea, am fier copilul meu și l-am mâncat și a doua zi când am fost să mâncăm copilul ei, l-a ascuns. Și spune Biblia că împăratul și-a sfâșiat hainele de pe el și tot norodul a văzut că pe dedesubt purta un sac de păr. Și omul ăsta dintr-o dată are o intervenție și spune așa, să mă găsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu voi tăia eu capul lui Elisei. În vreme de criză în Samaria am descoperit 4 categorii de oameni, nu voi vorbi de primele 3, voi vorbi numai de a 4-a. Dar prima categorie de oameni care naște criza sunt oamenii care întotdeauna aruncă vinovăția pe alții. Dacă veți citi acolo,
Se plânge femeia că ofer copilul, e sărăcie, să moară de foame. Dar eu vă întreb, ce vină avea Elisei? Era vinovat Elisei când Biblia spune că Ioram a făcut ce este rău înaintea Domnului? Împăratul era vinovat, era păcătos, fiul lui Ahab, iar el când vede criza care s-a născut, spune că îl omor pe Elisei. Îi drept, așa? Îi normal, așa? Și vremea de criză în adunare și vremea de criză în familie naște categoria asta de oameni. Oameni care aruncă întotdeauna vinovăția pe alții. Eu știu cine e vină. Ăla e vinovat, păstorul, prorocul, dirijorul, comitetul, sora de pe ultima bancă. Ăia sunt vinovați de ce se întâmplă în adunare. Dar nu e adevărat. Și categoria asta nu e bună. Eu aveam un exemplu când un frate, am auzit, era mai tânăr, exemplul ăsta, într-o adunare erau mari probleme și treaba nu mergea bine. Că-i vinovat ăla, e vinovat ăla, e vinovat ăla. Și un bătrân a spus, frate, eu știu cine e vinovat, dar n-am curajul să-i spun numele, că eu sunt mai timid așa. Dar dacă vreți, de seară vă aduc o poză de-a lui, o fotografie. Și frate a zis că vină, frate. Și a zis că la intrarea în adunare îmi spun o cutie de carton și fotografia pe fundul cutiei. Se spunea că era mare aglomerație și care cum intra în adunare se uita în cutie și bătrânul pusese o oglindă acolo. Și care cum intra se uita în oglindă și știa cine-i vinovatul și s-a făcut liniște în adunare. Eu odată am povestit așa într-o adunare și când am ieșit din adunare, pe hol era o oglindă mare de perete așa pusă. Și păstorul am văzut că merge gibos. Dar ce ai, frate, te dor spatele? Nu, nu vreau să mă văd în oglindă, că eu știu că eu sunt vinovat. Fraților, vremea de criză naște o categorie de oameni care întotdeauna dau vina pe alții. E un concept biblic. În Israel trebuie marele preot să iei un țap mare, cu coarnele așa învârtite, roată, să pună mâinile pe țap, să pună toate păcatele lui Israel pe țap, să-i tragă una la țap, să fugă în pustie și să ducă păcatele. Cine-i vinovat? Țapul. Țapul Azazel se chema. Și am spus că în vremurile astea de azi ne-am făcut fermieri și creștem țap de marca Azazel. Oricine e vinovat în adunare, numai eu nu. Dar am spus că nu vorbesc de oamenii ăștia. Pentru că s-ar putea vorbi mult de unii oameni care totdeauna găsesc vinovați pe alții. În familie nu-i vinovat. Știi, în Iona 1 cu 12, când era furtuna aia grozavă, vine Iona, fiul lui Amitai, la corăbier și spune, luați-mă pe mine și aruncați-mă în mare, că știu că din vina mea s-o porni furtuna. Eu vorbeam îndată la o căsătorie de oameni care știu să-și asume o vinovăție evidentă. Și după ce am terminat predica, am întrebat pe un frate însurat de vreo 35 de ani, mă, tu ți-ai cerut voată iertare? Zic, nu, frate, dragul, dar nici n-am greșit niciodată. Măi, dacă n-ai greșit niciodată în 35 de ani, ești tare sfânt. Dar sunt cazuri, probleme, crize în familie, probleme, nemulțumiri. Nu-i nimeni vinovat. Și de aici putem vorbi mult. Dar am spus că nu vorbesc. A doua categorie de oameni sunt oamenii care în vreme de crize n-au credință. Exponentul lor este călărețul din suita împăratului. Când a venit Elisei și a spus mâine la poarta cetății va vinde floarea de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu, omul ăsta știe ce a spus? Chiar de-ar face Dumnezeu ferestre în cer, nu se poate. Și Elisei îi răspunde, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca pentru că n-ai crezut. Vremea de criză naște oameni care își pierd credința. Oameni necredincioși, dar nu vorbim nici despre ei. A treia categorie de oameni, i-am identificat pe oameni egoiști, cei patru leproși, care în disperarea lor s-au dus în tabăra sirienilor și spune Biblia așa, au mâncat, au intrat într-un cort, au mâncat, au băut, au luat aur și argint și l-au îngropat. Măi, că au mâncat în primul cort, nu-i acuzăm că erau lihniți de foame. Dar spune Biblia că au intrat în al doilea cort, nu mai mâncat, că erau sătui, dar au luat aur și argint și au ascuns. Până când unul spune așa, măi, azi e o zi de veste bună. Dacă ascundem lucrul acesta cetății, mâine împăratul ne omoară. Hai să le dăm de știre. În vreme de crize se nasc oameni egoiști. Deodată ne retragem în cochilia noastră ca melcu, eu, casa mea, familia mea, eu pentru mine, nu mă mai interesează de alții. Dar asta nu este o atitudine bună. Iar a patra categorie am identificat-o eu prin Elisei. Și acum vreau să vorbesc de Ilie,
oamenii lui Dumnezeu, că sunt și oamenii lui Dumnezeu în vreme de criză. Deci primii sunt aceia care întotdeauna aruncă vinovăția pe alții, al doilea sunt oamenii care își pierd credința, nu mai au credință, a treia categorie sunt oamenii egoiști care sunt numai și numai pentru ei, iar a patra categorie sunt oamenii lui Dumnezeu. Cum se comportă un om al lui Dumnezeu în criză? Și acum ne aplicăm spre Sfintele Scripturi și ne uităm în 1 Împărați, capitolul 17, îi prezentată o vreme de criză. Ce bine ar fi să mă ascultați toți, măcar acum, da? Nu că sunt unii care au râs și la cântare, și la predică, și la rugăciune, și nu mi se pare chiar foarte corect. Deci, în vreme de criză, în vreme de criză, o criză materială, nu a plouat 3 ani și 6 luni, este o foame teribilă. Hai să ne uităm puțin la omul lui Dumnezeu, la Ilie. Ce face și cum procedează omul lui Dumnezeu Ilie? Cum trebuie să arate un om al lui Dumnezeu în criză? În primul rând, trebuie să fie ascultător. Rețineți, oricât ar fi criza de mare și necazul tău de greu și boala ta de agravată și problemele din casă și nemulțumirile la nivel de biserică, un om al lui Dumnezeu, o femeie a lui Dumnezeu trebuie să aibă un duh de ascultare și să asculte întotdeauna de Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! Gândiți-vă că Ilie era totuși omul lui Dumnezeu și dintr-o dată vine Dumnezeu și îi spune: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, ascunde-te lângă pârâul Cherit care în fața Iordanului, vei bea apă din pârâu. Dar e normal ca un om al lui Dumnezeu, un super proroc al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucrează și învie morți și face minuni, e normal ca un om să bea apă din pârâu? În timp ce 850 de proroci al Baal și Astartea încă sunt hrăniți la mesele lui Izabela? E normal ca omul lui Dumnezeu să sufere? E normal ca omul lui Dumnezeu să bea apă din pârâu? Și fără să reproșeze nimic, Ilie se duce la pârâu. Am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și vin corbii dimineața și seara și-i aduc carne. De unde, din ce galantare furau carnea, nu știu, corbii ăștia. Dar îl văd pe Ilie luând carnea de la corb și nu-i normal să mănânce de acolo. Și Ilie nu reproșează, ascultă. Și odată îi spune Dumnezeu: ridic-te, pentru că și pârâul Cherit o secat. Și du-te în Sarepta Sidonului, am poruncit unei văduve să te hrănească. Fraților, atâtea pretenții avem noi ca slujitori. Numai la văduva aceasta nu ne-am fi așteptat să hrănească, dar spune Scriptura că Ilie s-a sculat și s-a dus la văduva din Sarepta Sidonului. Deci dacă am înțelege că în toate crizele prin care trecem noi, Dumnezeu ne cere să fim ascultători, ar fi bine în seara asta să ascultăm întotdeauna de Dumnezeu. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta. În Împărați capitolul 8 vine Elisei și spune la sunamita aceea care l-a ajutase și care a făcut o cameră la mansardă: ci că scoală-te, du-te, scapă-ți viața, că în cetate va fi o foamete. Și femeia asta ascultă de Elisei, se duce în altă cetate, stă 8 ani de zile acolo și vine înapoi. Pentru că a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat binecuvântarea. Acum eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cum stați la capitolul ascultare? Câteodată suntem așa de neascultat. Gândiți-vă mai la Saul, care îi spune Ilie următorul lucru, îi spune Samuel următorul lucru: așteaptă-mă 7 zile și voi veni să aduc o jertfă cu tine împreună. Și când vorbesc de ascultare, eu am vorbit odată de statornicie în ascultare. Că noi suntem tentați să ascultăm o vreme și la urmă ne pierdem răbdarea și nu mai ascultăm. Așteaptă Saul și ascultă o zi, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Și nu mai are răbdare, nu mai vrea să asculte, aduce jertfă și pe când aducea jertfă vine Samuel și îi spune: de ce ai făcut asta? Am văzut că nu mai vii, dar nu i-a spus Samuel că a șaptea zi voi veni? Și Samuel a șaptea zi a venit, el nu a venit ziua a opta, dar Saul și-a pierdut răbdarea și nu a mai putut să asculte. Gândiți-vă la Împărați capitolul 13, un om al lui Dumnezeu extraordinar, un om sfânt. Îl cheamă Dumnezeu din Iuda, îl trimite la Betel și prorocește împotriva altarului.
face acolo semne nemaipomenite. Altarul se despică, cenușa lui îi împrăștiată. Împăratul dă să întinde mâna să-l prindă. Mâna rămâne așa țeapănă. Și vede că ăsta e omul lui Dumnezeu. Roagă-te Domnul să-mi tragă mâna. Se roagă prorocul și trage omul mâna. Și acum îl ia cu bine, hai la mine acasă să bei, să mă nânghi, să te odihnești. Și omul Dumnezeu îi spune, nu! Domnul mi-a spus să nu beau apă, să nu mănânc și să nu mă întorc pe drumul pe care am venit. Pune șaua pe măgar și pleacă pe alt drum. O fi mers o oră, o fi mers două, o fi mers trei, nu știu. Nu știu cât mai avea de mers, dar știu un lucru. Că băieții unui proroc bătrân erau la adunare. Prorocul bătrân nu era, dar el conducea de acasă. Cine a predicat, cine a cântat, de ce l-a pus pe era, de ce l-a pus pe cealaltă. Și când îi spune că a venit un proroc și a făcut minuni și uite așa, prorocul bătrân nu era bolnav, că dacă era bolnav, nu îi spunea puneți în șaua pe măgar, înhămați măgarul, pune șaua pe măgar și se duce, aleargă, îl ajunge pe primul proroc. Deci nu era bolnav și putea să meargă și îl ajunge omul ăla să odihnea, dar el dacă mai mergea 10 km, scăpa. De mai mergea 2 ceasuri, gata, scăpa. Mai avea și o bucățică de ascultat, să fie statornic până la capăt, în credință, în ascultare, nu vorbesc de statornicie. Și spune, și eu sunt proroc. Domnul mi-a vorbit, mi-a spus să vii înapoi să mănânci. Și ăsta care trebuie să mai asculte puțin, se duce înapoi, mănâncă și bea, și pe când mânca să ridică prorocul ăsta din casă și spune, pentru că n-ai ascultat cuvântul Domnului, vei muri. Vedeți dumneavoastră cât înseamnă să ascultăm de Domnul și haide să ascultăm de Domnul până la capăt, amin? Doamne ajută-ne la aceasta! Un om al lui Dumnezeu, un proroc, un slujitor, în vreme de criză, ca și în vreme de binecuvântare, va asculta întotdeauna de Dumnezeu. Și răsplata ascultării, să știți că e mare, fraților. Eu mă gândeam puțin la fiul lui Recab, la ispitirea de care au avut ei parte, când la un moment dat prorocul, marele proroc al lui Dumnezeu cunoscut în Ierusalim, prorocul Ieremia, se duce la Ionadab, fiul lui Recab, citiți acolo Ieremia 35, sau, da? Și îi spune, veniți la templu, ia pe fiul lui Recab, îi duce la templu, nu îi duce la crâșmă și nu vine un bețiv cu sticlă la mână, hai să bem ceva, cum se întâmplă câteodată și un pocăit cade. Vine un om al lui Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu, îi duce într-o chilie de la templu, pune vase, toarnă vin și spune, beți vin, îi poruncește Ieremia. Ei îl cunoșteau pe Ieremia, era proroc, cunoșteau chilia, era un templu Domnului. Puteau să spună, Domnule, n-avem ce face. Dar se ridică Ionadab și spune, nu bem vin, că tatăl nostru ne-a poruncit să nu bem vin. Și spune toate poruncile. Și îmi pare rău, Ieremia, noi nu călcăm porunca tatălui, ai fi tu proroc, ne-ai adus tu un templu, ne-ai ispitit cum ai vrut tu, dar noi nu bem, noi ascultăm de tatăl nostru. Se ridică Dumnezeu și prin Ieremia îi spune, așa vorbește Domnul. Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea înaintea mea, pentru că a ascultat de tatăl lor, de Recab. Fraților, vedeți care e răsplata ascultării? Mă gândeam în Luca 5 la pescuirea minunată. Domnul se duce într-o corabie, predică Evanghelia, predică la toți, toată mulțimea, sute, mii de oameni îl ascultă și ucenicii, stăpânii corabiei îl ascultă. Dar dincolo de ascultarea generală, se îndreaptă spre ucenici și spune, îndepărtați corabia la adânc, pregătiți-vă de pescuit. Și Simon îi spune, toată noaptea ne-am străduit, n-am prins nimic, dar la porunca ta vom arunca mrejele. Vedeți dumneavoastră că există o ascultare la modul general, așa cum predic eu acum și voi mă ascultați. Dar există o ascultare la modul personal. După ce a predicat Domnul la toți, îi spune lui Simon, tu fă asta. Și Simon spune, la porunca ta o fac. Dacă Duhul Sfânt vă vorbește în mod special inimii voastre, în seara asta, dincolo de ce vorbești întregi adunări, te rog frumos să ascult de Duhul Sfânt. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta. Frații mei, ascultarea de Dumnezeu, spuneam eu că e răsplătită. Noi n-avem voie să facem nimic fără să cerem sfatul Domnului. Mă gândeam în cartea lui Samuel când David
este atacat în Valea Refaim de filisteni, David nu se duce cu mare viteză la luptă. El stă și îl întreabă pe Domnul: Doamne, să mă duc sau să nu mă duc? Și Domnul îi spune: du-te și îi vei bate, îi voi da în mâinile tale. Se duce David și îi bate din numai pe filisteni, îi împrăște, îi fugărește pe toți. Dar Biblia ne spune că în anul următor, filistenii s-au organizat din nou, au făcut o altă armată și vin în aceeași vale a lui Refaim ca să bată cu David. Când vorbim de sfatul Domnului, i-am spus un lucru, primul enunț: nu faceți nimic fără să cereți părerea Domnului. Nici în școală, nici în căsătorie, nici în profesie și nici în adunare, până nu întrebați pe Domnul. Că s-ar putea să facem ceva din priceperea noastră firească și să greșim. Eu am nu un caz, multe cazuri de oameni care au făcut multe lucruri, au făcut firme, au făcut afaceri, au împrumutat bani, au rămas săraci și când au venit la proroc, au întrebat prorocul: așa te întreabă Domnul, m-ai întrebat pe mine când ai pornit pe drumul ăsta? Nu. Eu am fost nevoit ca să împart averea la doi patroni milioane de euro. Nu se mai puteau, o chema trei păstori și nu puteau împărți averea. Și v-am chemat, frate Dragoș, ca să ne împărțiți, să rupem firma în două. Și am spus: dacă n-ați pornit firma, de ce nu m-ați chemat? Că eu vă spuneam să nu o porniți amândoi. Că eu vă știu pe amândoi. Altul are altă afacere prin Austria, nu se mai înțeleg, vine Val Vârtej la mine: frate Dragoș, am dat la frate cu tare asta, rămâi în adunare. Dacă n-ai plecat în afacere, ai chemat comitetul, ne-ai spus, ați făcut-o așa de secret, nimeni să nu știe. Că nu ne-ați întrebat pe noi, nu e o problemă. Dacă n-ați întrebat pe Domnul, e o problemă. Deci când vorbim de sfatul Domnului și ascultarea de Domnul, enunțul meu este foarte serios. Nu întreprindeți nimic până nu întrebați pe Domnul. Amin? Ei, vine anul următor, aceeași armată, în același loc, același război. Și acum David putea să spună: eu știu să-i bat, i-am bătut și anul trecut pe vremea asta. E aceeași armată în locul acela, știu strategic ce am de făcut. Și David nu face așa. David întreabă pe Domnul și culmea, Domnul îi spune: nu te mai duci. Al doilea enunț când vorbesc de ascultarea de Domnul: nu faceți nimic în pofida experiențelor voastre. Vine o problemă la mine ca și păstor, o consiliere la familie și eu mă rog Domnul și dau o soluție și ies să sărut, să strâng în brațe și pleacă, spun aleluia, mai pus doi grămadă. Și vine alții exact ca primii și eu le spun: știu ce am de făcut, băi, faceți așa și nu mai iesă. Pentru că nu contează experiența noastră așa de mult, că nu sunt două cazuri la fel. Și în adunare nu sunt două judecăți la fel și nu sunt două probleme la fel. Întotdeauna trebuie să fim atenți la sfatul Domnului. Doamne, cum fac aici? Doamne, cum fac aici? Și acum vine omul lui Dumnezeu și dă câteva amănunte lui David. Spune: nu, tu stai, așteaptă și când vei auzi un vuiet de pași pe deasupra duzilor, atunci să știi că Domnul luptă pentru tine. Ca al treilea enunț, când e vorba de ascultare vis-a-vis de sfatul Domnului, să fiți atenți la amănuntele care le dă Domnul. Și acum eu îl văd pe Ioab, fiul Țerui, pe Abishai, pe toți călărețe, abia strunindu-și armăsari, eu văd înarmați, David, uite, vin filistienii să luptăm. Și David spune: nu, nu, mai așteptați un pic. Și ăștia spune: uite că vin filistienii mai aproape. David spune: mai așteptați un pic. Și David tot pândește la lizieră, tot se aude. Și parcă îl văd pe Ioab întrebând: David, tot te uiți la duză aia, uite, vin filistienii. Și David spune: tăceți din gură. Și când a auzit, da, un vuie de pași, eu văd acolo o armată terestră și văd o armată cerească pe deasupra. Îngerii Domnului zburau pe deasupra duzilor și au plecat și au bătut ei pe filisteri. Și au spus: David, acum la luptă. El avea secretul lui cu Dumnezeu. El era atent la amănuntele lui Dumnezeu.
E foarte important, frații mei, pe mine m-a surprins într-un fel pretenția asta lui Dumnezeu. Odată când am vorbit de mărirea lui Dumnezeu, am spus că universul ăsta e structurat pe roiuri, pe galaxii, pe sisteme și multe, multe. Când le-am studiat, că mi-a plăcut și le-am știut pe toate. Dumnezeu e atât de mare, fraților, an lumină, acum se descoperă noi planete, an lumină, și spune Scriptura despre Hristos, din El și pentru El sunt toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Odată prezenta o adunare așa mare, un bloc mare, și spunea: oameni buni, pământul e cât ai pune tu vârful de ac aici, atât ai pământul în comparație cu universul. Și în vârful ăsta de ac, e și Putin, e și Obama, e și Bruxelles, teroriști, e adunarea din Speranța, e Radu Mare, și Dragoș Croitor, sunt mofturile mele, e corul vostru, într-un vârf de ac. Dar Dumnezeu e mare, că cerurile, cerurile nu-L pot cuprinde. Atât e de mare Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu ăsta mare, într-o zi, s-a apucat să deseneze. A luat un creion Dumnezeu și o desenat și o dat lui David și a spus: uite, David, așa să fie cănile la templu și furculițele. Eu am rămas intrigat și am spus: dar asta e treabă de Dumnezeu? Cum să fie furculițele la templu, de mai proiecta o galaxie, un sistem solar, de mai corecta o traiectorie? E treabă de Dumnezeu. Dar cum să fie furculițele în templu? Asta e treaba, Domnul? Și David spune: toate acestea, izvodul ăsta, mi le-a dat Dumnezeu, care le-a însemnat cu mâna Lui. Dumnezeu e un Dumnezeu al amănuntelor. Știți de asta? Iarăși m-am mirat eu tare mult când o trimis ucenicii în lucrare și Dumnezeu avea nevoie ca planul Lui de mântuire și Evanghelia să ajungă din Groenlanda până în Kenya și până în Australia și în Noua Zeelandă. Ăsta e planul lui Dumnezeu, să împrăștie Evanghelia pe tot pământul. Și o chema la raport pe ucenici și în Marcul le-a spus așa: le-a poruncit să se încalțe cu sandale. Și eu atât m-am mirat și m-am gândit așa: dar dacă Petru era cu cizmuliță, era o problemă? Petru avea cizmuliță, poftim. Și acolo spune că le-a poruncit să se încalțe cu sandale. Că Domnul când îi trimite, le verifică și haina, le verifică și brâul, le verifică și traista, să vadă cât au și cât nu au, le verifică și pantofii, le verifică tot. Eu întâlnesc câte o soră care nu umblă îmbrăcat cu vincios, nu e îmbrobodită, umblă cu haine bărbătești, umblă, și spun: soră, frate, pocăința nu stă în tocurile astea, pocăința nu stă în batic. Zic: mă, dar eu știu că Dumnezeu e un Dumnezeu amănuntelor și că pocăința stă în pantofi și în sandale. Că lui Petru i-a spus: obligatoriu te încalzi cu sandale, nu pot explica taina, nici nu am căutat să o înșușesc. Dar știu că Dumnezeu e un Dumnezeu al amănuntelor și pe Dumnezeu îl interesează ce ai în casa ta, la ce programe te uiți, la ce nu te uiți, ce ai în dulapul tău, ce vorbești în casa ta. În Marcu spune că Domnul a intrat în Ierusalim, a intrat în templu, s-a uitat cu băgare de seamă de jur împrejur și a plecat în Betania. După aceea a venit și a făcut acea revoluție în templu. Întâi s-a uitat cu deamănuntul la tot ce se întâmplă în adunare. Dumnezeu e un Dumnezeu al amănuntelor. Amin? Când vorbim de ascultarea și de sfatul Domnului, ținem cont că pe Dumnezeu îl interesează amănuntele. Am mai predicat eu de aici, am un exemplu, un prieten bun, mitică, Fedor îl cunoaște, în Botoșani. Un prieten de-al meu avea 9 copii atunci și stă la garsonieră. Acum are mai mulți, are vreo 12 sau 13, știu că acum căsătorește primul după o lună, două. Și stă la garsonieră. Din Botoșani, un medic îi chemat în America. Nevasta medicului de la mine din sat, îi cunosc foarte bine. Și când o chemat americanul, i-a spus: tu nu vii decât cu pașaportul, n-ai nevoie să iei nimic. Dar medicul stă în centrul orașului, apartament cu 4 camere, și merge la Cornel Brăsan și îi spune: băi, cui să-i dau eu numele domnului apartamentul? Și Cornel: băi, dă-i la ăsta, care 9 copii, stă în garsonieră, îți dai seama cât e de greu. Și se duc amândoi la fratele și nu-i spun numele, că recent am vorbit cu el, și spune: băi, dă slavă Domnului, tu ai avut o prorocie că Dumnezeu îți va da o casă. Uite, Marin îți dă numele Domnului apartamentul. La care ăla se gândește și spune: măi,
Eu mă autoprorocii când dă casă, nu apartament. Și Cornel Bârșan spune, băi, cât îți eu de păstor, eu îți trag o bataie de nu te vezi. Dacă nu-ți trebuie ție și ești așa de sfânt, gândește că ai nou copii, uite cum dorniți. Gândește la nevasta asta, gândește că la fetele tale ar veni în vizită o fată. Și n-ai un să o primești, n-ai venit să dorniți. Ce cu tine? Și el spune, frate, nu pot, că Domnul mi-a spus când dă casă. Pleacă Sfântul Octavian în America, fratele cu care am fost la voi aici. Pune cazul fratelui acestuia, strânge o sumă de bani, vine o soră de acție la Botoșani și îi spune, frate, am venit să-ți cumpăr un apartament. Dar el spune, eu am avut o lucrare că Domnul îmi dă casă, nu apartament. Dar stai ca să mă conving. Pune mâna pe telefon și sună pe proroc, îl știu bine proroc. Și spune, băi frate Costel, băi, dar apartamentul nu-i casă, e casă sau e apartament? Spune, nu, era casă, băi frate, era casă. Așa am uitat să spun ceva. În colțul casei tale scrie pe o tablă Botoșani și era tăiat cu roșu. Ăsta îi spune la sora cuvenită cu bani, nu pot să primesc bani, că Domnul îmi dă casă. Și-o pleca sora cu bani, reține. Și nu o găsesc să-i cumpere casă. Într-o seară am fost la o noapte de veche la Tudor Vladimirescu cu omul ăsta, cu fratele ăsta. Eu am fost cu mașina și l-am dus acasă. Acum fratele stă la casă. Când am coborât la poartă, în colțul casei lui, scrie Botoșani și-i tăiat cu roșu. E drumul care duce la Iași. El este ultima casă din Botoșani, are casă, are vreo 60 de ari de pământ, ține animale, are loc larg. Care din voi ar fi făcut așa? Asta înseamnă ascultarea credinței. Asta înseamnă să fii atent la amănuntele lui Dumnezeu. Eu aș fi primit apartamentul. N-aș fi fost așa de pocăit. Dar omul ăsta a refuzat două apartamente că lui altceva i-a spus Duhul Sfânt. Când întrebați pe Domnul, fiți atenți la amănunte. Când am văzut tabla și tăiată cu roșu, care știam prorociile și la prorocul ăsta în casă am fost și m-a rugat și el a fost la mine și știam, mi-am adus aminte de toate amănuntele și am spus, ce vorbește Dumnezeu împlinește, slăvit să fie Domnul. Dar oamenii trebuie să fie ascultători. Ajută-ne, Doamne. Când vorbim de ascultare vis-a-vis de sfatul Domnului, nu trebuie să îl întrebăm pe Domnul așa numai din curiozitate, numai să ne informăm. Dumnezeu are pretenție când ne vorbește să-L și ascultăm. Amin? Slavă Domnului! Fraților, ce face un slujitor al lui Dumnezeu în vreme de criză? În primul rând, vă cât timpul trece, dă dovadă de o desăvârșită ascultare. Să ne ajute Domnul! Amin? În al doilea rând, un om al lui Dumnezeu în vreme de criză întotdeauna este mulțumitor. Amin? La noi la adunare, acum vreo 3 ani să fie, a venit un frate din satul Plăvălare. Și așa cum sunt eu aici, a ridicat mâna sus așa și a predicat 40 de minute așa cu mâna sus. Și a spus, fraților, mai trebuie un pic și intru în a 200. Era trecut din 98 de ani, avea aproape 99 de ani. Și a vorbit despre mulțumire. Predica lui am ținut-o minte și o țin minte. Spunea, fraților, așa că nu veți bune mașinile, nu merg așa tare cum vreți voi, tot timpul mergeți tare și cu viteză. Eu până la Stalingrad am făcut 3 ani și jumate. Pe jos m-am dus și pe jos am făcut înapoi 3 ani și jumate și acum uite, sunt la voi și vă predic Evanghelia. Așa am timp să vă predic și o ținu-vă 40 minute, moșu. Și îmi povestea el cum venea de la Stalingrad, zile întregi nu mânca, zile întregi nu dormea, că spunea, fraților, mergeam dormind și ca să nu mă calci convoaiele de tancuri, mergeam pe câmp, că ea nu fereau de tine. Și uite așa, de la Stalingrad am făcut 3 ani jumate până acasă, am ajuns în familie, Dumnezeu m-a binecuvântat. Voi de ce sunteți nemulțumiți? Și chiar mă întrebam, de ce suntem noi nemulțumiți? Spunea, eu acum mergem la mine pe râpă, unde pe râpă nu știu, și văd o geacă aruncată. Și când mă duc eu, are nasturi, probez formarul, mă scă formarul să încheie, mă uit și întreb, oare de ce o arunca geaca? Și am luat-o, că-i păcat de geaca aceea. Și întreba pe surorile noi, dar voi când aruncați hainele, de ce le aruncați? Haine bune,
Și acum el nu știe, dar eu știu că într-un an se poartă verde, într-un an se poartă galben, într-un an se poartă roșu și moda lumii intră și în adunare și ce s-a purtat anul ăsta nu se mai poartă la anul. Și acum știți și dumneavoastră mai bine ca mine. Dar asta e o nemulțumire care e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Să știți că sunt unii care... Eu am fost în familie la rugăciune, undeva pe malul Prutului, și o fată de vreo 17 ani zice, dar e de ce nu vine? N-are haine, are capotul rupt. Și așa m-a durut de tare, când sunt alții care, domne, burdușiți dulapurile și nu mai... și mereu sunt nemulțumite și nemulțumite. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au un duc de mulțumire. Eu am o predică specială despre mulțumire. Că mulțumirea... Eu am fost chemat toată la Bucecea, de unde mitică Fedor. Și îmi spune frate, măi frate Dragoș, avem o zi de post și mulțumire. Vino noi, dar pregătește o predică de mulțumire. Bine, frate, n-am avut timp să o pregătesc. Tot chemat, tot cu muncă, cu treabă, pe acasă. Zic, bă, din atâtea predici, eu găsi eu ceva de mulțumire. Și în mașină, mergând, m-am gândit așa la câteva gânduri. Să mulțumim Domnul pentru că-i pace, să mulțumim Domnul că suntem sănătoși, să mulțumim Domnul că ne-a mântuit, să mulțumim Domnul pentru binecuvântările materiale. Și când ajung, nu m-a pus pe mine la predică primul. Primul la predică l-a pus pe Jean Fedur, tata lui Lumitică. El a murit la 93, atunci avea 85 de ani. Și spune, fraților, hai să facem o rugăciune să mulțumim Domnului că-i pace. Că eu am prins război și în război e greu și o predicat de război. Și eu zic, n-am, mi-o luat subiectul ăsta, cu pacea, gata, nu mai pot să spun. O mai venit un frate, fratele Hârtii, conducătorul, și a spus, fraților, să mulțumim Domnului pentru sănătate. Eu vin de la niște bolnavi, vai ce nacaz, vai ce durere, să-i vezi în perfut. Mulțumim Domnului pentru sănătate. Și-a făcut o rugăciune și i-a spus, ne-a mai luat o idee. Și-a predicat fratele Ilas Filarie, păstorul bisericii, cu fraților, înainte de toate să mulțumim Domnul că ne-a mântuit și a murit în locul nostru. Și mie i-a spus, ne-a mai luat o idee. Acum trebuia să predic eu și am rămas fără predică. Și m-am plecat pe genunchi și așa am plâns înaintea Domnului, ăștia m-au chemat de o lună, eu o leacă încrezut, am spus că știu ce să predic, nu mă pregătesc, nu mai am ce predica. Și atunci Domnul mi-a dat o înțelegere și mi-a spus că mulțumirea nu e o acțiune, mulțumirea e o posesie. Hai să vă explic. Uite, mi s-a întâmplat mie, vouă nu vi s-a întâmplat. Mie, frate, mă pun numai marța, seara, când îți câțiva în adunare la predică. Eu aș vrea să predic o altă duminică, când e adunarea plină, să vadă și eu. Mă pregătesc în eu costumul cel bun, mă așez mai în față, să mă vadă păstorul și începe slujba. Și îl pune pe unul la predică, nu mă pune pe mine. El a pus că-i neam cu dânsul, eu știu de ce l-a pus. Și să mai cântă o cântare, și mai cântă corul, și în loc să mă pui pe mine, îl pune pe al doilea la predică. Și ăștia ține lung, dar eu știu de ce l-a pus și pe ăsta. Și mai sunt câteva minute și nu mă pune pe mine, mai pune unul mai scurt. Și când s-o termina programul, se ridică păstorul, spune că frațul, ne ridicăm în picioare și prin fratele Dragoș Croitor, mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi. Eu mă ridic în picioare și știu să mă rog. Am 56 de ani de pocăință eu, de când mi-am adunare. Doamne, mulțumim pentru harul Tău, mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim că... Ce, nu știu să mă rog? Dar eu întreb, eu sunt nemulțumit că nu m-a pus pe mine, nu mă bag în seamă, îi pune numai pe a lui, dar mă pune să mă rog de mulțumire. Ce credeți că chiar nu știu să mă mulțumesc? Și mulțumesc foarte frumos. Până unde a ajuns rugăciunea mea oare? Unii spune până la tavan, nu știu, că la voi aveți tavanul tare înalt. Nu știu dacă ajunge măcar până acolo. Și atunci îmi spune Domnul că mulțumirea nu e o acțiune, ceva ce facem noi. Mulțumirea e o posesie, ceva ce am eu. Și când ai mulțumirea în inimă, nu te mai alegi cuvintele, nu cumva să scăpă unul de nemulțumire. Că inima mea e plină de mulțumire, fraților. Și eu am luat mulțumire în sectorul material, în domeniul material. Noi ce să facem? Eu am botezătorul. Mulțumiți cu lefurile voastre. E bună așa? Predica așa? Mulțumiți cu pensia voastră. Și eu sunt pensionat de 3 ani de zile. Mulțumit? Pe mașină vorbeam cu mitică. Ești mulțumit de pensia ta? Aha. Știm noi cât de mulțumiți suntem, da? Să fiți mulțumiți cu lefurile voastre.
În Evrei, capitolul 13, versetul 5, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Sunteți? E vreme de criză și slujitorul Dumnezeu îi ascultător și mulțumitor. Amin? Mulțumim cu frații din adunare, fapte. Pavel când a văzut pe frații, a mulțumit. Mulțumim cu slujba, 1 Timotei 1:12. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a găsit vrednic și mi-a încredințat această slujbă. Mulțumim cu locul tău în adunare. Mulțumit cu comitetul din adunare. Mulțumit cu Nelu Moldovan și cu Rareș, cu tamta cum te cheamă, pe tine. Mulțumiți cu ei. Mulțumiți cu corul din seara asta. Fraților, să ne rugăm Domnului să ne dea un duh de mulțumire. Și în vreme de crize, acum, eu odată am predicat despre mulțumire într-o adunare și în urma mea a venit fratele Petrică Vrăbioru, nu dacă îl știți, o să eu sunt demnat să vorbesc despre nemulțumire. Și a vorbit despre nemulțumire când spunea, trebuie să fim mulțumiți cu niște lucruri și nemulțumiți de altele. Acum, eu sunt nemulțumit că sunteți puțin adunare, de exemplu. Nu știu cât e de bun, dar eu predic numai de mulțumire. Mulțumitori să fim întotdeauna. Iar ceea ce facem noi e exprimarea mulțumirii, care prin rugăciune, prin vorbe, prin cântare, și avem exemplu din Scriptură. Dar eu mi-am pus problema așa. Tu îmi spui mie, fii mulțumitor. Dar eu nu-s. Cum dobândesc mulțumirea asta? Pavel spune în Filipeni acolo 4, 12 și 13, că m-am deprins. Mulțumirea e o lecție care se învață. M-am deprins să trăiesc și în sărăcie și în belșug. M-am deprins în lucrurile astea. Și încă un lucru vă spun. Mulțumirea se dobândește și prin metoda comparației. Cineva o predica de bucuria lui Iosif vândut de frații săi. Și eu am stat așa. Ce bucurie, măi! A venit Iosef, le-a dus merinde și l-a luat Ruben și Zabulon și Isahar, l-a luat, l-a întins, l-a aruncat într-o groapă, hai să-l omorâm! O întins masa, îi mâncau deasupra gropii și spuneam, acum l-o omorâm, să vedem ce face el cu visele lui. Și săracul Iosef stă în fundul gropii și tot spune, acum mă omoară, acum mă omoară. Dar vine unul și spune, băi, uite niște ismaeliți, hai să nu-l omorâm, hai să-l vindem. Și-o spus că să-l fi văzut pe Iosif pe fundul gropii, eu, bucuros, săreanzu, nu mă mai omoară, nu mă mai vinde. Tot e mai bine, nu? Mulțumirea se dobândește și prin metoda comparației. Fiți înțelepți, nu vă comparați cu patronii din Oradea. Comparați-vă cu cerșitorii din Oradea, să vedeți ce bogați suntem. Eu am un prieten acum în America, șef de promoție, a terminat, lucra ca asistent medical la el în sat în Berceșești. Și mergea din casă în casă cu traista de gât, făcea vaccinuri pe la babi, pe la moșnici, îi trimite la spital și vine acasă, aruncă geanta și spune, băi, omul, îi spune el, am terminat șef de promoție în grupă cu mine, am avut o fată care nu învăța deloc, nu mă o copia de la mine, nu m-aș face buzele, nu m-aș coafa, nipocăită. S-a măritat cu secretarul de partid și e mare ștabă pe la direcția sanitară, m-am întâlnit cu ea, mai că nu m-ar fi cunoscut. Măi, Dragoș, am venit acasă 3 zile amărât, uite, vezi. Și după aceea, la o săptămână, se întâlnește cu alții, ne mai spune, vezi, știi, din grupul la noi, pe Mitică. Da, băiat bun, așa, o paralizat, are nevoie nevasta, îl îngrijește, stă la pat, vai ce nenorocit. Îmi spune fratele ăsta, băi, am venit acasă așa de bucuros, băi, eu umblu cu traisa de gât, dar umblu. Nu mă îngrijește nevasta, nu mă spală nevasta, cât e de bine de mine. Fraților, dacă vreți să dobândiți mulțumire, folosiți metoda comparației. Comparați-vă cu ei mai slabi, mai sărați, mai nenorociți ca voi și veți avea momente și motive de bucurie. Amin? Un om al lui Dumnezeu îi ascultător, îi mulțumitor, în al treilea rând, are compasiune pentru cei din jur. Doamne, așa de mult să amărăști după văduva asta. Putea să spune, dar nu mă interesează, eu sunt năcăjit eu destul, a murit. Pentru că sunt oameni, când le merge bine, sunt miloși. Dacă n-au eu o problemă, tare mai vor să îngrijească pe alții pe dânșă. Dar oamenii lui Dumnezeu, în toată Scriptura, au avut compasiune, au avut milă pentru ceilalți. Să ne-o dea Domnul și nouă, amin? Și în al patrulea rând, omul lui Dumnezeu slujește cu darul lui Dumnezeu și în criză. Ilie putea spune să prorocească prorocii lui Baal.
Că ăia mănâncă de spate la masa Izabelei și au costumi de gală. Eu mănânc carne de la ciori și mă hrănește o vădă. Nu mai prorocesc. Dar Ilie nu a spus așa. Ilie a spus, viu este Domnul. S-a rugat pentru copilul, Doamne, așa de mult să amărești tu pe văduva asta. S-a rugat și Dumnezeu a înviat. Elisei s-a rugat, Iona, în adevăr, a spus, nu mă duc. Du-te la Ninive, nu mă duc, eu fug în partea cealaltă. Mai sunt și din ăștia încăpățânați. Dumnezeu l-a prelucrat, l-a șlefuit. Dar un om al lui Dumnezeu în criză slujește cu darul pe care l-a dat Domnul. Amin? Închei. Dumneavoastră ați ales textul din 1 Împărați, capitolul 17. Am vrut să spun așa, asta e concluzie. În vremuri de criză sunt categorii diferite. În Samaria am vorbit de o categorie de oameni care aruncă vina pe alții, fac gălăgii, tot să-ți devină numai ei, nu? Și nu-i bună. O a doua categorie în vreme de criză sunt necredincioși, nu mai cred, nu se poate. Dar s-a putut și ce vorbește Dumnezeu împlinește, amin? A treia categorie sunt egoiști. Iar a patra categorie sunt oamenii lui Dumnezeu, care ascultă, îs mulțumitori, slujesc cu darul lor și au milă pentru ceilalți. Așa să ne ajute Domnul și pe noi să fim. Amin.